Franța se pregătește pentru următoarea etapă de reducere a restricțiilor anticovid. De mâine, debutul stării de urgență în țară va fi mutat de la ora 21 la ora 23. Cafenelele și restaurantele vor fi complet deschise pentru a servi clienții atât pe terase cât și în interior. După o lungă perioadă de inactivitate, vor începe să primească vizitatori și cluburile sportive. Puburile și restaurantele din Irlanda primesc de asemenea clienți ca parte a ieșirii finale din blocaj. O serie de orașe, inclusiv Dublin, Cork sau Galway, au făcut unele străzi pietonale. Au fost așezate acolo mese suplimentare, coșuri de gunoi și toalete. Scopul este de a invita irlandezii să petreacă cât mai mult timp în aer liber. Între timp, Spania a început înregistrarea online pentru un permis sanitar. Țara este membra a proiectului pilot al UE, în cadrul căruia un pașaport sanitar unic va începe să funcționeze în Uniunea Europeană de la 1 iulie. Va indica date despre vaccinarea proprietarului sau dacă a fost bolnav de coronavirus. Documentul va apărea în toate limbile Uniunii Europene. În Italia, unde cei mai tineri sunt vaccinați înainte de sărbători, s-a decis combinarea utilului cu plăcutul. Persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 28 de ani sunt invitate să se adune seara și să asculte muzică, în timp ce își așteaptă rândul. În această lună, multe țări europene încep să vaccineze copiii cu vârsta de peste 12 ani.